Bună tuturor, eu sunt Vasti, bine ați venit și revenit pe canalul meu de YouTube. Dragilor, astăzi voi face varză murată călită cu carne de porc, iar pentru asta am nevoie de următoarele ingrediente. Am nevoie de 1,5 kg de varză murată, pe care am spălat-o foarte bine în apă rece și am lăsat-o la scurs, cam 1,2 kg de ceafă de porc, 3 cepe mărișoare, 3-4 frunze de dafin, 100 ml de ulei, o lingură de boia dulce, o linguriță de cimbru, sare și piper. Voi începe prin a toca varza. Voi tăia varza pe din două. Și o voi toca în fâșiuțe subțiri. Bun, dragilor, am tocat varza murată. O voi da deoparte, iar acum voi toca și ceapa. Și voi toca ceapa în cubulețe. Am tocat ceapa, iar acum voi tăia și carnea în bucăți mai mărișoare. Dragilor, am tăiat toate ingredientele care erau de tăiat, iar acum voi pune carnea la prăjit. Bun, dragilor, am pus o cratiță pe foc la aragaz, în care voi adăuga uleiul. Și voi lăsa uleiul să se încingă foarte bine, după care voi adăuga ceafa de porc. Bun, adaug și ceafa de porc. Peste ceafa de porc adaug puțină sare. Voi pune capacul și lăsăm carnea să se prăjească pentru 3-4 minute. Din când în când mai amestecăm în cratiță. Bun, dragilor, carnea s-a prăjit, o voi scoate acum din cratiță. Iar în uleiul rămas voi adăuga ceapa. Și o voi lăsa la călit 3-4 minute până devine sticloasă și capătă o culoare arămie. Bun, ceapa s-a călit, voi adăuga acum și varza. Bun,
Peste varză voi adăuga cimbru, foile de dafin și voi adăuga și 250 de ml de apă călduță. Iar boiaua dulce o voi adăuga aproape când varza este gata fiartă. Bun, dragilor, las aragazul la foc medium. Voi pune capacul și voi lăsa varza să se călească cam 15-20 de minute, iar între timp, din când în când, voi amesteca în cratiță. Bun, dragilor, după cum puteți vedea, varza începe să se călească. Dacă vreți varza puțin mai grasă, atunci mai puteți adăuga puțin ulei. Asta doar dacă vă place varza să fie mai grasă. Voi mai adăuga încă 200 de ml de apă călduță. Și asta este și ultima apă pe care am adăugat-o. Și voi lăsa să fiarbă până apa va scădea de tot. După care voi lăsa varza să se călească foarte, foarte bine. Dragilor, adaug peste varză și puțin piper măcinat. Adaug și boiaua dulce. Sare nu voi mai adăuga pentru că țineți cont că varza este sărată. Eu am ținut-o și în apă și am spălat-o foarte bine, dar totuși gustați înainte de a mai adăuga sare. Eu nu voi mai adăuga pentru că am pus și pe carne și are suficientă sare varza. Voi adăuga peste și carnea. Voi mai lăsa varza pe foc cam 5 minute, după care voi opri focul și varza va putea fi servită. Dragilor, varza este gata, voi opri acum focul. O voi lăsa puțin să se răcească, după care o vom putea servi. Na, dragilor, așa arată varza murată călită cu carne de porc. Este o rețetă absolut delicioasă și când spun delicioasă nu glumesc deloc, pentru că pur și simplu ador această varză. Este atât de bună încât nu te poți opri din mâncat. Sper să încercați și voi această rețetă și să vă placă, iar dacă v-a plăcut, dragilor, nu uitați like, share și subscribe. Până data viitoare, vă pupăcesc extrem, aveți grijă de voi și ne auzim la următoarea rețetă. Pa, pa!